623. Hai la drum. Ok, salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit, fraților, la un nou vlog. De această dată mergem la Turda, lângă Cluj-Napoca, dacă nu știți cumva unde este Turda. Acum suntem lângă Călimănești, vedeți aici pe o insulă la mănăstirea asta aici. Am plecat de la ora 6 din București, după cum ați văzut, era noapte pe autostradă. Dacă mă întrebați de ce ne-am dus așa dintr-o dată la Turda, e, o să vedeți, este o salină super, super mare, nu este chiar așa de vizitată și nu prea multă lume știe de ea, dar o să vedeți că o să merite, este foarte mare. Eu cred că o să fie cea mai mare salină pe care am văzut-o până acum. Deci am ajuns și noi aici la salină, cam așa arată locul unde e intrarea. Aici sunt niște căbănuțe cu chestii de suveniruri și de mâncare. Am mâncat și noi aici puțin pentru că n-am mâncat absolut nimic de la ora 6 dimineața și na, totuși mi-era foame. Și acum hai să vedem cum o să ajungem, cred că cu un lift sau habar nu am cum o să intrăm. Cam așa arată jos, prima peșteră, vedeți aici, o grămadă de lume, multe luminițe, hai să vedem aici. În concluzie arată totul super, super șmecher, după cum vedeți pe aici totul, și cam așa arată și roata asta aici. Și aici în spate observ că mai este și un teren de tenis de masă și un amfiteatru aici, unde se țin spectacole, presupun. Acum o să cobor la Mina Rudolf, pentru că acolo sunt bărcile și cam ăsta este lipsul, este de 4 persoane, acolo sus este de 7. Și hai să vedem dacă reușim să ne dăm cu bărcuța. Mina Terezia, cea mai adâncă parte, vedeți apa aici, acum sapă. Cam asta este cea mai adâncă parte din salina asta. Vezi tot, cum zici că cântă muzică comunistă la boxele astea, what the fuck. Îmi place mă că absolut tot în principal este acoperit de sare, până și banca și podeaua este tot acoperit de sare. Am descoperit aici o comoară în perete. Nu știu ce cu asta, dar acolo văd că e ceva fier? Nu, e lemn. Ok. Acolo e un easter egg, mă înțelegeți? Cam astea sunt prețurile pentru toate activitățile aici. Cu roata panoramică, mini golf, tenis de masă, bowling, mese, biliard, teren de sport și amfiteatru. Și acum am luat-o de asta de golf, pentru că o să ne jucăm aici mini golf. Și să vedem cine câștigă. Oh, perfect! O dau din prima? Deci ca să vă zic așa, topul celor mai grele ăsta este pe locul 2, pentru că e destul de simplu dacă îți dai minge aici și după aceea dai tare, imediat ai intrat în gaură. Dar asta este cea mai grea, adică efectiv n-ai cum să dai din prima, cred că niciun caz, pentru că este și ridicată după cum vedeți și efectiv nu intră nici dacă o dai lângă gaură. Asta cred că e cel mai mare cristal de sare. Chestia asta e doar sare și strălucește, după cum vedeți, are așa în interior niște particule super șmecher. Am ieșit și noi la suprafață. Mamă, cât de bine să vezi așa lumină, să ai aer normal, pentru că acolo e foarte multă sare și e așa un aer închis. E destul de nasol dacă stai foarte mult timp acolo. Și acum următoarea destinație cred că este Cluj-Napoca. Vedeți o salină care cel mai probabil n-ați văzut-o. E destul de departe de București dacă stați în București, dar
părea mea merită așa să-ți iei o vacanță de Crăciun sau ceva și mai vizitezi și Clujul sau nu știu, noi o să facem cam asta. Acum mergem la Cluj. Ok, deci da, noi am ajuns și noi acum în Cluj, ne-am oprit puțin până la Mac pentru că ne era foame și o să ne ajungem să ne căutăm acum niște cazare pentru că trebuie să dormim și noi undeva totuși și o să căutăm aici în Cluj și după aceea cred că o să ne plimbăm puțin. Vreau să vă zic că îmi place super mult Clujul, adică este mare și are, văd că deja m-am uitat la tramvaie, la autobuze și sunt foarte, foarte moderne și destul de interesant chestia asta. Nu știu dacă am avut eu noroc să le văd doar partea acum, dar pare așa super moderne. Nice. Fraților, tocmai am ajuns acum la Iulius Mall, ne-am găsit cazare și acum ne-am găsit să mergem puțin la mall, poate găsim ceva să ne cumpărăm, pentru așa amintire. Și e singurul mall pe care l-am găsit în Cluj-Napoca, nu știu sigur dacă este singurul, m-ar mira să fie singurul pentru că Cluj-Napoca este un oraș destul de mare. Deci poate mai este încă unul, dar ăsta l-am găsit și cred că este cel mai mare pentru că chiar e foarte, foarte mare. Când v-am zis că mall-ul ăsta e mare, are fucking piscină mall-ul ăsta și sala de fitness acolo. Deci, nu știu dacă în București, sper să nu greșesc, nu știu, chiar nu știu un mall, ziceți și mie în comentarii dacă un mall din București are piscină. Eu nu știu, poate mega mall parcă văzusem, dar nu bag mâna în foc. Ok, și da, numai cam a fost cu mall-ul. Ne-am dus, am cumpărat fereții aici, mai am luat și ceva de la H&M. Nu fac reclamă, please. Și acum o să ne dătăm spre casă și cred că cam a fost cu această zi. Ne vedem mâine. Ciao! Deci uitați-vă și voi ce ceasă s-a lăsat peste noapte în Cluj. Deci efectiv abia se mai vede blocul ăla de acolo care e foarte, foarte aproape. Și acum noi o să ne îndreptăm spre grădina botanică din Cluj. Deci nu știu sigur ce putem să vedem acolo, dar acum o să ne îndreptăm spre grădina botanică din Cluj. Și după aceea o să trească să mergem pentru că este târziu. Facem cam 7 ore pe drum, deci este un drum destul de lung. Deci haideți să vedem cum este grădina botanică din Cluj. Dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce fac pe YouTube, puteți să dați un follow pe Instagram, să aveți o animație acum pe ecran, vedeți aici am pus tot ce am făcut zilele astea, de unde am fost plecat. Deci puteți să dați un follow, aveți o animație acum pe ecran și să dați like la ultima poză. Deci asta prin care am trecut a fost atracția de grădină japoneză. Vedeți acolo o căsuță tipic așa japonez cu râul ăsta așa și sunt și niște pești portocalii sau ceva de genul în apă oricum. Da, destul de șmecher. Acum o să trească să urcăm pe aici și vedem unde ajungem. Deci ăsta este un trunc de copac. Uitați cât de gros e. Au și săpată în el. Deci am vizitat acum cele 3 sere și acum ne dătrăm spre turnul de apă care are panoramă la tot Clujul. Și da, este destul de frumos și foarte mare grădina asta. Dacă vreți să vizitați costă 5 lei de copil și 10 lei de adult. Sper că n-am greșit. Este un preț, nu știu, spuneți în comentarii dacă merită da sau nu. Deci ăsta este turnul de apă. Ci că ăsta are panoramă la tot Clujul. Ok. Deci după o grămadă de scări, după cum vedeți, ați vă arăt așa cât de sus am urcat. După toate scările astea, cam astea e priveliște. Nu prea se vede tot Clujul, cum zicea tipa de la caseriță. Nu prea se vede deloc pentru că probabil este ceață.
dar măcar se vede parcul. Deci, practic, dacă vă place natura și liniștea, puteți să vă duceți aici, aveți destulă liniște, auziți apa și aveți și vegetație, veverițe, tot ce vreți. Foarte multă natură, adică gen găsești aici cam toate felurile, bine, nu toate felurile, dar găsești foarte mulți copaci diferiți, sere, apă, pești, tot ce vrei. Dar cam așa arată centrul, Piața Unirii din Cluj. Din păcate este zi și luminițele nu sunt aprinse, dar aici e un patinoar cu statuia și o biserică, catedrală, naiba știe. Deci am făcut și noi o mică pauză acum la cetatea din Alba Iulia. Este prima dată când o vizitez și e foarte modern așa și multă lume, după cum vedeți. Multe persoane aici și e foarte frumos așa arhitectura, toată asta curat, foarte curat pe jos. Da, fraților, acum o să ne îndreptăm spre București pentru că nu mai avem cam nimica de vizitat, o să luăm pe Valea Oltului. Cam asta a fost și cetatea, bine, e aici o biserică ortodoxă, acolo o biserică catolică, după cum vedeți, două biserici. Și aici un steag al României. Da, destul de frumos aici în cetate. Nu știu dacă acum mă mai auziți pentru că bate vântul destul de tare. Dar haideți acum la drum. Ok, deci da, lumea, cam te-a fost cu acest vlog. Sper că v-a plăcut, nu uita să apăsați un like, să strângeți la acest vlog peste 200 de like-uri dacă vreți să continuați seara noastră de vloguri. Tocmai acum am terminat vlogul și am realizat că am uitat să filmez outro aseară, așa că îl filmez acum, astăzi. Nu contează, eu am fost Andrei și sper că v-a plăcut acest vlog și până data viitoare v-am salutat. Bye, bye!